Bună ziua și bine v-am găsit la profesorul meu pentru exercițiul de matematică. Și de matematică. Pentru o la casă. Clasa a 5. Da, Doamne, pentru că tu ai o stare de spirit mai deosebită, îmi spuneai mai devreme că ce s-a întâmplat astăzi, nu? Da. Astăzi la clasă, un lucru pe care tu, copil fiind, e greu să fost digera. Aproape nu știi ce înseamnă asta. Cum, un profesor, tu muncești acolo și arăți concret. Hai să vedem ce este acolo. Da. Deci, iată, el are, îi se propune să facă următoarele ieșițe. 5,1x barat. Deci 5,1x barat. Plus. Hai zi, nu s-a spart, hai. Nu s-a spart, nici, nici, nici. Până-l dă partea acolo. Până-l faci. Sără, 5,1x barat. Plus. 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 5x1 barat. 5x1 barat. Și plus x? Plus x5,1. x5,1 barat. Egal cu? Egal cu? 1395. 1395. Va face pe x. X egal cu cine? Asta e întrebarea, da? Da. Și el a muncit și l-a făcut. O secundă. Sigur este o ieșiță destul de frumos, interesant, din câte cifre. Din fiecare dată, din trei cifre, observăm, nu? Din trei cifre și suma lor, 500 plus 500 fac cel puțin 1000, da? Și adunat cu ăsta altul fac 1300 și undeva poți să intuiești că X-ul ar putea să fie 2, nu? Cam 2. 3, cred că e cam mult. Nu, e chiar 3. Chiar 3, bine? Da. Chiar 3. Da? X-ul are libertatea să fie în mod normal, dacă tu nu observi așa asta, dacă nu observi chestia asta, X-ul are libertatea să fie de la 1 până la 9, fiind pe poziții de cifră. Nu cam de discuție dacă ai observația făcută că 500 plus 500 fac 1000 și că 3300 înseamnă mai 300 și ce mai sunt 10 acolo, poți să te duci la x egal cu 3. Eu m-aș putea să te duc început cu x egal cu 2. Dacă te duci pe unități, te duci repede x egal cu 3. Da. Da? Vedeți 5 minus 1 minus 1. A, 1 și 1. 2 și 2. 2 și x-ul de x și 3. Da. Deci controlul e perfect. Da. Poți să te duci foarte rapid, rezultă x egal cu 3 soluții. Soluții, da. Dar să zicem că n-ai observat asta și atunci tu ai muncit concret și ai spus așa. Cum ai spus? Am fost în bază 10, da. Fi 5 ori 100, 5 ori 100, plus 1 ori 10, plus x, da. Plus 5 ori 100, plus x, ori 10, x ori 10, plus 1, plus x ori 100, plus 10 ori 5, plus 1. Da. Egal cu 1395. Egal cu 1395. 1395. 1395. Am adunat 500 cu 500, 1000. Deci echivalent, am spus că era 1000. Plus 10. Da. Plus 50. 62 tot atât. Deci, da. 500, 1000. Da. Plus 50. 50 plus 60. Și 2. 62, da? Da. 62. Plus 111. Plus 111, x, nu? E bine, da? Da, da, da. Așa, egal cu? 1000. Egal cu 1395. Egal cu 1395. Cum ai gândit mai departe? Din 1395 am găsit 1062. Deci echivalentul va spune 111x egal cu 1395 minus 1062 este egal cu 333. Aici rezultă că x este egal cu 333 împărțit la 111. Facem egal cu 3.
Sigur, soluția este excepțională, corect, așa aș fi făcut-o și eu. Nu spun că prin analiza de mai înainte, tu te-ai apropiat, că ne zici 500 și cu 500, 1000 și observația făcută direct pe greșițiu, te ducea spre x egal cu 3, pe cifra unităților lucrând x, 1 și cu 1, 2 și cu cât să facă 5. Da. X-ul nu poate să fie mai mult de 4, nici vorb de 4, ar fi 1000 și cu 400, 1400. Nici vorbă 4, da. Nici vorbă 4, mai mic decât 4. Și atunci 3-ul. 3-ul controlează și la cifra unităților și este egal x egal cu 3 singura soluție. Lucrul acesta a consumat un pic de timp, dar a scos în evidență niște lucruri concrete. Adică știința de a scrie desfășurat numărul. Da? Reducerea timpului asemenea. Faptul că ai ajuns la ecuația asta 111x egal cu 333, x-ul a aflat cu cine? 333 pe sau 111. Deci tu ai pus în evidență mai multe cunoștințe de care profesorul putea să, pe care putea să le remarce și să spună, da, ghicitul aici, sigur că mărește ritmul, să fim cinstiți, mărește ritmul, dar nu pune în evidență atâtea informații pe care profesorul le poate observa din ce-i lucrat. Deci, eu, nu numai că aș fi fost într-un totul de acord cu ideea, dar chiar aș fi remarcat faptul că ai știința de a lucra astfel de gheșiții, descompunându-le, baza 10, de fapt, al ordinii, nu? Și că totul merge perfect, ducând despre o ecuație pe care o rezolvăm. Și perfect, adică corect lucrată. Corect, nu mă duc la un rezultat fals. I s-a spus că a lucrat corect? Păi da, asta ca să face și eu o remarcă. Deci. De ce am înțeles, e ghișitul a fost tăiat. Deci, altfel. Dar atunci și pe cel care a fost tăiat. Sau ce... Alte ghișitul. Păi ce facem și pe ala? Facem și pe ala, repede. Da? Da. De ce a fost tăiat? Dar la asta ce s-a zis? La asta, doamna? Nu s-a zis. La asta. Că e mai multe greșit și nu... Ia uitați-vă cum a făcut Dani, sau cum a zis. Da. Faptul că l-anulează și că nu-i de acord, probabil că și-a lucrat în sat, nu? Sau? Nu, mi-a explicat. Remate ghișitul. Da. Sigur, nu se procedează așa. Din punct de vedere pedagogic, n-ai voie să anulezi inițiativa unui copil. Numai pentru faptul că nu-i pe ideea ta. Și am să răspund cu o chestie care am întâlnit-o în decursul carierii mele. Deci, la un moment dat, un copil era în clasa a 10-a și am preluat și eu clasa aceea, m-am usat acolo. Pentru prima dată, m-am venit profesoara asta, spui tu, pentru prima dată la clasa voastră. Nu e prima oară. Nu? Mai de mai doar? Deci nu vin așa întâmplător, ci de mai multe vreme, nu? Câte ore are? A treia, a patra? De două ore am făcut cu ea, deoarece profesoara noastră e cum acest inspectoratul și te administrește. Da. Ei bine, spuneam că m-am dus la clasa respectivă și când îi explicam, așa cum mă vedeți, că îi explic cu mult drag tuturor copiilor, și m-am dus la el, tu n-ai înțeles cum aș veni la tine, dar acum. Tu n-ai înțeles? Și a zis, ba da, dar ce mă repede următoarea idee? Și mi-a dat o soluție extraordinar de frumoasă. Extraordinar de frumoasă. Și atunci a zis, ne mai pomeni și mă repede la catalog să-i dau 10. Iar primul meu 10 care îl deam în cariera mea de profesor. Și când m-a zis acolo, el era corigent. Ești profesoara de înainte. Ori de câte ori aveau inițiativă. Și am trebuit și l-am spus, nu se poate! Nu se poate ca să se întâmple așa, ce s-a... Și copiii au spus toți. Era clasa 10, pentru că ai seama, erau copiii în toată firea. Și am spus, știți ce s-a întâmplat? Din mai multe ori avea inițiative de acestea. Și ori de câte ori încerca ceva, spune, stai jos că ești prost. Nu știi. Nu-i bun. Ea ca să descurajeze să mai aibă inițiativă, pentru că ea nu era în stare profesoara să urmărească ideea lui. Corect, cred că așa s-a întâmplat și aici. Deci nu era în stare. Și atunci nu avea decât arma asta, să le ducă la tăcere, lăsându-l corigent. Da? Deci lăsându-l corigent,
Vreau să spun asta în gura mare. Eu l-am găsit, l-am găsit și i-a dat 10. De la prima mea întâlnire, a fost primul 10 și de acolo a fost zburat pe acela. Era cea mai bună din clasă. Sigur că da, dar era apreciat. Era pentru un când el era apreciat. Eu îndrăzneam să urmăresc ideea. Și când țezizam că o idee mai bună decât la mea, o scoteam un elev. Că îl înțelegea asta. Exact, domnul profesor. Vedeți? Aici e calitatea unui profesor. Nu poți să spui că nu mai ai soluții, că o zici tu. Deci e grav. E grav. Deci în condițiile acestea se produce o traumă a copilului. Exact. El e clasa a cincea, el nu știe ce să înțeleagă, adică de ce e greșit, pentru că spune-o că e greșit, el are catalogul și le sancționează. Ia uitați copoare, după copii, David. Da. Mama chiar vine și zice, băi mama. Da. Ce faceți voi acolo? Eu nu înțeleg mai nimic din ce se întâmplă, adică care e școala asta? Asta e școala românească. Grav. Este populată de foarte mulți oameni care nu au treabă cu școala. Învață o problemă acasă, voi nu știți, măi. Învață o problemă acasă și el o repetă, dar uneori are scrisă și pe o foiță ca să o pună pe tablă. Da? Deci are o soluție pe care o învățat-o și ca să nu se încurci, o are pe tablă. Eu vă povestesc ca și unul care a fost pe la, eram profesor metodist, mă ducea pe la diverse inspecții și le spunea așa, băi, colegilor care inspecta, știți ce? Vă dau 10 înainte de intrare la oră. Dar dacă în timpul lecției vă văd că l-ați luat-o prin bălării, eu voi ieși la tablă să fac lecția. Pe voi vă invit să luați loc în parte și fac lecția. Ca în felul ăsta să înțelegeți și vă cum să faci o lecție. N-are rost ca să la sfârșit să te... Și o să asist la prostiile care spui tu acolo și o să sunam reacții. Nu pot, dar nici ce nu pot să fac un profesor, că vreau să am azi niște copii, că asta 5 ani, nu pot. Și nici ele n-am un nici nu pot. Dar eu am scos acum în evidență ce exact. Și mi-am dorit. Acel lucru că se întâmplă în foarte multe situații ca profesorul să fie atât de slab, pregătit, încât vă surprinde complet pe voi. Învață o soluție și pe cea vreau. Exact. Zici și rețetul care ți-l avea. Te rog. Patru pe lângă 2x plus 1 în paranteză minus 11 minus 2/3 ori x egal cu 6. M-aș gândi să fac 8x. Așa, haideți să facă paranteză. Da. Adică la distributivitate, da? 8x. 8x, da. Plus 4. Corect. Minus 5x. Minus 5x. De unde 5x? Să puneți paranteză acolo, de la 11 până la 3. De la 11 până la? La 3. Așa? Da. Că acest paranteză este mulțit cu x. Așa, da. Dar m-am gândit că 11 minus 6 îmi dă 5. 5 ori este 5x. Corect. Minus 5x. Bine. Da, cum șase, echivalent. Pot să scap de acel 4. De la dimembri. Îți scad. Dar 8 minus 5 poți să scrii deodată? Da, 3x. 3x. 3x este egal cu 2. Corect. Și mai mic să scriu 2 supra 3. X egal cu 2 pe 3 de acolo. X egal cu 2 pe 3. Așa. Deci până aici nu ai greșeală. Care este motivul? X-ul ăsta trebuia să fie numai natural? Da. Dar atunci e o problemă. Din vina ta, din aproape. Poate au fost aici puse paranteze. Nu au fost puse paranteze. Nu știu ce să spun. Hai să fără paranteze să o facem. Fără paranteze asta. Da. Deci cât ar fi fost? 8x plus 4. 8x plus 4 minus 11 minus 6x egal cu 6. Egal cu 6. Echivalent cu? Echivalent cu. Scad 8x cu 6x. Da, 8x minus 6 îți face 2x. Plus 4 minus 11 egal cu 6. M-aș gândi să adun la 16, 11. La 6. La 6, 11. Da. Echivalent. Și echivalent cu 2x.
plus 4 este egal cu 17. Foarte. Îl scad pe 4 din 17. Deci minus 4 și vine 2x. 2x este egal cu 13. 13. Și egal cu 13 pe 2, care nu e număr natural. Înseamnă că altceva, un semn, plus, minus, că acolo ceva trebuie să-i fost pe care să... Și asta, domn profesor, care a fost așa. 9 minus 2x egal cu x plus 3. 9 minus 2x egal cu x plus 3. Da. Punem 1 copii, nu-i bun. X egal cu 2 merge. Deci punem 1, nu-i bine. Da. X egal cu 1, fals. Nu e bun. 1, da. Încercăm, nu-i bun. Fals. Fals. Da. X punem... egal cu 1, poate să fie bun, da? Da, da. Și x egal cu 2, merge. Verifică. Da. Uitați că mi-a și 3 atunci scriam. A, și nu pot să scriu x la 2. Deci x egal cu 1 e fals. X egal cu 2 merge și asta e tehnica de lucru. Asta e, da. Da. Și tu, ca un copil conștiincios care ai descoperit ceva despre matematică, ai încercat aici să faci lucrarea, da? Da. Și cum ai gândit tu aici? Păi... am văzut că am un x, așa că l-am dus pe 2 și am făcut 3x. Am înțeles. Ai adunat un anumit membri, 2x. Da. Și în stânga, și așa. Da. Și atunci a apărut 9, egal cu 3x, plus 3. Și mă gândesc din nou să scad pe 3. Da, din anumit membri pe 3. Și îți devine... Da. 3 egal cu 3x. 6 egal cu 3x. Și m-am gândit ca să-l luau pe x, am făcut 6 împărțit la 3. Corect. 6 împărțit la 3 egal cu 2. Și x egal cu 3, soluție. Care a fost raționamentul profesoarei? Deci, Iana, nereușind să comunici copilor că egalitatea asta poate fi din stânga spre dreapta și dreapta spre stânga, deși ea făcea un spectacol, dacă spre copii. Asta e egal cu asta, e și ca de parcă a spune că x plus 3 e egal cu așa ceva. Și ar fi fost x plus 3 și făcea un lucru minunat, ca ei să înțeleagă că ori pe câte ori o egalitate, eu pot privi din stânga spre dreapta și al dreapta spre stânga. X plus 3 e egal cu 2x. Minus 9 minus 2x. Da. 9 minus 2x. Și în limbajul matematic, mai târziu spunem ce cu x într-un membru și tu ce, dar aici, iată că se pregătește, minus 2x, de asta va ocupa partea alea acolo, că adună plus 2x în ambii membri. Să ne împac clasa 4. Și atunci vine x cu 2x, înseamnă 3x plus 3, egal cu 9. Adică... Scădem un 3 astăzi. Scădem un 3 peste tot. Și asta înseamnă că 3x egal cu 6. Deci x egal cu 2. Deci, acest lucru îi oferea o șansă imensă. Ea s-a speriat, neștiind cum se traduce asta, că 9 minus 2x este incomod, și atunci a zis, hai să înlocuim pe x cu ceva. Cu 1 nu merge. Cu 1 nu merge, cu 2 merge și să le fericiți. Acest mod de a comunica este cu totul și cu totul lipsit de sens. Da? Deci este împotriva logicii. Când el descoperi și îți aduci argumente făcând ce? În ambii membri, adunăm același lucru, scădem același lucru, până când izolează pe x egal cu 1 sau 2x egal cu 1 și eu puteam acolo. Și tu ești împotrivă pentru că ești depășit de posibilitatea de te exprima pentru a face să înțeleagă. Deci acest lucru îi strigă tot la ce. Și... Ăsta a fost motivul pentru care n-a putut să comunici. Atunci eu despre ideea locuitiți. Ghicim. Și cel mai avut, nici asta n-a putut să o poată, să o prindă foarte bine. Aici, orice x aș pune un număr pozitiv. Deci 1, 2, 3, 4. Din coace 9 minus ceva, trebuie să facă tot pozitiv. Și x-ul nu poate să duc mai mult de 5. Că 9 minus 10, nu s-ar putea face. Și atunci, comunicând așa copiii, putem să începem 4, 3, 2, 1, cam un număr limitat de încercări. La astfel de greșit, o analiză de aceasta ar fi fost justificată. Ori, că zic x egal cu 1, 2, 3, 4, așa, ori de la 4 înapoi,
4, 3, 2, până când găsesc x-ul respectiv, da, merită așa ceva. Deci x-ul, fiind număr natural și cu 3 face pozitiv tot timpul aici, trebuie să fie și astea pozitiv, și atunci x-ul de aici nu se duce decât până la 4. Ca o altă soluție, dar nu o dai pe așa și deschide. Sigur că, sigur că, ca alternativă, ca o analiză a lucrurilor mai subtile. Exact, dar nu o dai și spui că nu-i bun. Este ridicol. Este, dar dreptul, trebuie să spun un lucru și nu mă sfie să o spun. Oamenii deși ăștia n-au ce căuta în învățământ. Atenție ce spun, n-au ce căuta. Ei produc traume la copii. Da? Deci produc traume. Asta e durerea. Să vă zic o chestie. Am mai avut un exercițiu. 2x barat plus xx. Egal cu 2x barat plus xx barat. Egal cu 104. 104. Eu am apucat să scriu, dar mi-a zis că e greșit. Și am zis, haide să locuim cu 9. 29 plus 99 nu dă 104. 28 plus 88 nu dă 104. 27 plus 77 dă 104. Și atât. Așa. Deci, ea... Trebuie să iau. Deci, dacă ar fi vrut să-l facă exercițiul ăsta, cum să spun, într-o variantă deșteaptă, ar fi spus așa, copii, x-ul ia valori, începând de la 1, n-are voie să fie 0, de la 1, punctul 1, până la 9. Cum observați, 100 și din 20 și 1, 10, 20, 30, nu mă duc la 104, atunci iau din vârf, iau pe 9. Să vedea ce face. Iau pe 8. Asta atunci. Asta. Așa. 9, 8. Nu mă duc de jos în sus copii, ci mă duc de sus în jos, pentru că am un număr mai mic de încercare. Da? Deci 9, 8 și 7 le verifică. Sigur că apare întrebarea, dar 6 sau 5. Păi nu mai merg acelea, pentru că 20 și... Și cu 50 și nu mă duc la 100. Deci acum mă opresc. Deci, ca observație, x este mai mare egal decât 6. Sau chiar mai mare egal decât 7. Așa. Și de la 7 încolo poate să fie vorba. Și cum x-ul putea să fie 7, 8 sau 9, că, așa atunci... X-ul mai mic decât 10, puneți acolo. X mai mic decât 10, nu. X mai mic. Mai mic, mai mic strict decât 9. Chiar. 9 și cu 90 și cu 20 fac 100 și 9 n-a lăsat, n-are voie. 8 are voie să fie, 20 plus 80. Asta 100. 100. Și acum rămâne problema, nu, nici. Nici măcar 8. Deci x-ul este... Mai egal cu 7. Deci mai mic egal cu 7. Da? Mai mic egal cu 7 și atunci rămâne x egal cu 7. Da, și dacă scriem despre 7? Și... Deci analiza a făcut așa, ca să întâmplă unicitatea lui X. Mai mare egal de 7, mai mic egal de 7, de un rezultat de unica soluție, X egal cu 7 unica. Știți cum am gândit eu, o să scriu iarăși o bată 10. Da. Sigur că da. Și la cât de corect, 2 ori 10. 2 ori 10 plus X. Plus X plus 20 ori X. Nu, nu, nu. 10 ori X. 10 ori X plus X. Egal cu 20. Egal cu 104. 104. Echivalent cu? Echivalent cu 20. Așa. 22x. 20. 12x. Plus 10. Deci 12x. 12x. Egal cu 100. Egal cu 104. Echivalent. Echivalent cu 12x. Egal cu 104 minus 20. Care ne va da? 84. Și unde zic că x este egal cu 84 împărțit la 12 și x este egal cu 8. Cu 7. Cu 7, cu 7. Bună, ca soluție și termen. Din nou, calitatea ta, aceea de a scrie în baza 10, este marcată, ne duce a termina asemenea. Un 10x cu x cu x, 12x. E rezolvarea acestei ecuații. Deci, tu faci proba unor cunoștințe care trebuie remarcată. Și de aici, dai și pe singura soluție, x egal cu 7. Din coace a fost o analiză că nu se poate mai mare egal decât 7, nu se poate mai mic egal decât 7, după unii singura soluție, x egal cu 7, prin observație, este corectă și așa soluție,
Dar nu este obligatoriu numai așa. Corect. Da? Eu iau de bună și pe așa asta, prin analiza făcută, dar nu spun că asta e soluția și prostii faci tu acolo. Corect. Aici e... Hai, bravo, este corect și așa, putea să zică. Da, 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 da. Este corect și așa, chiar îmi place, chiar trebuie să remarcăm că ai avut, știi bine să descompui un număr în baza 10, reduci termeni asemenea, faci chiar niște lucruri frumoase, aș merita, ia să o pune și partea pe tablă. Exact, cam așa o trebuie. Exact asta. Și un coleg de meu, când a ieșit și l-a scris, eu am ridicat mâna să spun că mi-a scris și a doua soluție. Dar au zis, ce te mai chinui să o mai găsești pe a doua? Deci noi nu sunt încurajați deloc da, să lucrăm. Vedeți chiar dacă ei promit. Asta este spectacolul, se spune. Ce te mai chinui să gândiți așa ceva? Deci, vedeți, partea creativă este complet distrusă. Deci, dacă ai făcut-o, ai găsit o soluție, zi mersi că ai găsit o soluție. Exact, ce folos a doua? Ce folos să fie? Ce să mai discutăm? Dar noi spunem ce doua, adică... Da? Orice da. Bine e ok. Da? Da, bravo. Da. Deci a doua, a treia, a șaptea. Aș trece la tablă pe cine la ai? Dacă să te duci, tu e în sau școală, el la o școală, la el sunt în clasă, la tine nu. Da, am înțeles. Deci povestea e așa. Depinde de baghetă. Așa e. Deci, nu întâmplător a apărut ProfOnline. Și ProfOnline rezolvă cea mai delicată problemă, aceea cum fac asta înțeleasă. Cum mă fac înțeles la problemă. Da? Deci, așa este. Deci nu, ca pe mergi tot așa, insistă pe ideile tale și chiar dacă atunci, câte vreme ai vrea aceea soluție, spui foarte bună la dumneavoastră și a mea e tot atât de bună. Da? Foarte de așa mai tot atât de bună, că și am ajuns la soluții. Da. Și la orice probleme putem găsi două, trei soluții. Nu? Carte discuții. Da? Iată reîntâlniți, dragilor, în fața unei realități a școlii românești, aceea în care profesorul de teamă, să nu fii surprins, în postura neplăcută, dacă așa aici e o chestie ca... Ești bine să mai da. Spune, ce-i spune? Mulțim? Mulțim. Ați trebuit la mulțim, facem mulțim. Da. Dar stați mai are și David de nou. Avem un exercițiu care e imediat ale. Da. Dar să vedem, dar de ce nu știu. Da, să vedem. Un exercițiu mai frumos. Da. Adică trebuie să-i explicați dumneavoastră. Da. Exercițiul 17 de la pagina 95. 17 de la 95. Rezolvați mulțimea numerelor naturale ecuațiile. Ecuațiile. În N ecuațiile. X minus 1 pe lângă X plus 3. X minus 1 pe lângă X plus 3. X plus 3. Egal cu 0. Egal cu 0. Nu știu să zic. Dar ei ne ajută ei pe bani acum. Păi, un număr care este mulțit cu 0 de 0. Deci una dintre paranteze trebuie să fie 0. Una dintre paranteze. Una dintre paranteze. Cât ori e la mulțire? Da. Pe rând, fiecare cu șase fie 0. Pe rând. Aha. Păi dacă a doua paranteză ar fi 0. Nu, a doua paranteză deci, n-ar fi 0. Deci, prima paranteză la mulțirea a doi termeni, obțin 0 când fiecare are șanse să fie 0. În momentul acesta, doar prima are șanse să fie 0. De ce? Pentru că în a doua este x plus 3. Sigur că da. Deci x minus 1 egal cu 0. Sau sigurul ăsta, sau varianta, x plus 3 să facă 0. Sau. N-are cum. Sau. N-are cum. Ei, de aici înseamnă că x egal cu 1. Da. Da. Și cealaltă nu oferă nimic. Egal. Deci x plus 3 egal cu 0, imposibil. Dacă și asta oferea soluții, da. O să fie și pe asta. Concret. Deci dacă ar fost așa, x minus 3 pe lângă x minus 5 egal cu 0. Cât ori cât la conține se facă 0? Aici erau ambele, trebuia să punem. Deci de aici înseamnă că x minus 3 egal cu 0 sau x minus 5 egal cu 0. Adică x putea să fie la prima 3 și la doua 5. X egal cu 3 și după aceea x egal cu 5. Deci de aici înseamnă că x și au două posibilități. Asta că depinde. De ce? Când găsești același X? Nu! Eu trebuia să găsesc toți X-ii pe care dacă îi locuiesc, sunt de-a 0.
Adică și 35. În momentul acesta... Mi-e sugestă chestia să mă întorc îndată la asta. Deci, atenție! Pe rând iau pe x egal cu 3 și înlocuiesc pentru să face 0, 3 minus 3 face 0, 0 ceva face 0. Da. Și când x-ul e 5, 5 minus 5 face 0, ori altceva, face 0. Deci e bine, am pe 3 și pe 5. Dar dacă vă dau un ien, să se rezolve în ien ecuația. X minus 3 pe lângă x minus 5 egal cu 4. Păi, ce? Adică, dar trebuie să scriem 0 prin 4. Așa, cât se fac 4? 1, 4 și 2. Da? 1, 4 și 2. 4 și 2. Deci, 4 este egal cu 1 ori 4. Nu 1, 4, 1, 2. Nu. 1, 4, 2. 1, 1, 1 și 4. Da. 1 și 4. Dar și 2. Și 2, ori 2, da? Ei, deci avem posibilitatea să fie 2 ori 2, da? Deci de aici, hai să vedem ce șanse ar fi ca să obținem 4. Cât ori cât la mulțire să fie? Prima putem să o scriem ca... Deci x minus 3 să fie, Daria. Cazul de analiza. X minus 3 egal cu 1. Am întrebat, x e același? Aici e povestea. Aici e așa. Deci x minus 3 egal cu 1. Și, 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 ca să se completeze 4, x minus 5 trebuie să facă 4. Dar se mută aici. Și una și cealaltă. Păi, dar nu... Prima vrea x-ul cât vrea. Păi, x-ul de ce vrea 4. Cea de-a doua face x-ul egal cu 9. Mă vedeți, vă împărcați-vă. Nu dă același x. Pa. Atunci x minus 3 egal cu 2. Deci aici, de, atenție, acum este vorba de același x. Că trebuie să se întâmple simultan să facă... Și. Și una și cealaltă. Când am și una și cealaltă, înseamnă că e vorba de același x. De același x. Deci x-ul același este și la prima afirmație și la a doua. Că numai dacă se întâmplă simultan, faci 1 ori 4. Ca altfel, aici face 4. 4 și dacă locuiești pe 4 aici, vine 4 minus 5 din are rost. Face, nu? Deci 4 nu e bun. 9, dacă locuiesc, nu-mi dă, că vine 9 minus 3 face 6. 6. Și 4. Și 4... 6, 4, 24. Nu merge. Vezi? Aici e vorba de același x. Din face n-a fost. Că este suficient ca omul să fie 0, că 0 oriceva face 0. Depinde, dar... X-ul e 2, cum ar trebui. X-ul e 2. Da, știu. Putem să ne ducem acolo. Dar noi asta fluidificăm. Cât ori cât și la mulțire face 0. Pe rând, fiecare, pe rând. Atenție. Pe rând, fiecare. Adică fiecare cu treaba lui. Face ăsta 0, găsesc X-ul. 0 oriceva, fac 0. 0 oriceva, fac 0. Depinde. Dar la care le-ați dat dumneavoastră, poate fi un X egal. La aici? Nu, nu, acolo, acolo aici. La x minus 3. A, acolo. Acolo. 5. 5? Da. Ia să vedem. 5 minus 3, 2. 2 la 0. Păi da, și uite, așa e bun, 5. Am găsit de 3 și pe 5. Este ori unul, ori altul. Îți pune acum două. Îți pune și unul și altul. Iată, e bun. Dacă îl punem pe 3 la x, să fie același, nu o să fie bun. Hai, ia pune. Bine, e 3 minus 3, 0. 0. Și 3 minus 5? Păi 0 oriceva? Deci nu mai trebuie 0. Faci un calcul. 0 oriceva? 0 oriceva? Da, dar... Stai că el nu a înțeles să înseamnă două soluții. Acum am înțeles. Deci tu nu crezi că e bun și 3 și bun și 5? Păi dar 5 minus 3... 5 minus 3... 3 minus 5. Păi 3 minus 5... Nu mă interesează. Nu mă interesează. Pentru că 0 ori nu mare. Ai înțeles la tine? Ce face acolo, face treaba lui. Dar fiindcă aici face 0 mulțit cu un număr, 0 face. Dar cred că 5 e... Dar am două soluții. Am două sunt soluții, da? Să ne înțelegem. El a vrut să spună că nu se descurcă aici cu 3 plus 5. Are dreptate, că nu îi dă ca un număr în mulțimea în care ar vrea el. Dar eu nu mă mai ocup câte vreme îi face 0 ăsta. Nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează dacă orice parte, dacă îi dă cu minus, că nu știu ce, că nu știu cum. Important este că am două. Ia să mai facem un lucru. Da. Deci, 3x minus 6.
3x minus 6. Pe lângă 4x minus 3. Pe lângă 4x minus 3. Egal 0. Egal tot 0. Da, vezi? Tot 0. Când e 0? Când o putem făcut-o ca fi 0? La înmulțire. Pe rând cu șanse egale, fiecare are șansă, varianta să fie 0. Deci de aici, și în momentul acesta, toate ar putea să mă două fățări. 3x minus 6. 3x minus 6 egal cu 0. Sau. Asta e simbolul sau. Da? Sau. Sau. Tot atât de bine, adică. Tot atât de bucuros sunt. Și când 4x minus 3, egal cu 0. Din prima, x-ul cât îmi dă? 6 păzat 3, 2. Da. X egal cu 2. Și cea de-a doua, x egal cu 3 pe 4. Dar dacă cumva vedeți mulțimea numele naturale, 3 pe 4 nu-i număr. Nu, natural. Da? Deși ăsta nu aparține mulțimea numele naturale și o pare de rău, el nu mai iau în seamă. Și rămâne singur x egal cu 2, mulțimea numele naturale. Nu o să trebuie rezolvi în el ecuațiile. Așa, cum scrim, așa e corect. Da? Așa cum scrim. X egal cu 2, cu funcții. Da. Deci așa vreau să fiți scris, chiar așa. Câte ori cât la mulțime face 0? Pe rând, fiecare cu șansa lui. Prima paranteză să fie 0 și a doua să fie 0. Că tu nu știi dacă îți place ce obții. Dar e prima sau a doua? Nu și a doua? Nu. Că și când și înseamnă trebuie să fie neapărat și una și cealaltă îndeplinită. Ai înțeles la mine? Deci eu sunt când bucuros sau alt, pot spune doar atât. Dacă se întâmplă și una și cealaltă, atunci treaba e bună. Iar la sau și nu-mi place, nu mă interesează, una din ele să fie. Ai interesat? E adevărată. Bun, ia să mai facem una. X plus 2 pe lângă X plus 3. X plus 2 pe lângă X plus 3. X plus 3. Egal cu 12. Egal cu 12. Ei, acum să vedem. Cât oricât sunt 4 12. Dar ea? Așa nu știu. Și ea i-a dat tema și ei. Da? Dat-o, și-a uitat cu legerea acasă. Hai că nu mă uit acum, facem legerea, dar avem. Deci X plus 2 pe lângă X plus 3 se facă 12. Cât ori cât se facă 12? Și la mulțime. Păi divizor în 12. 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Deci divizorii lui 12. Hai să zic, divizorii lui 12 sunt egal cu 1, 12, divizorii proprii, da? Da. 4, 4, 3, 2, 3, 2, da. 6, 6 și cam atât. Ei, noi observăm aici că avem două numere consecutive. X plus 2. Deci dacă ochiul nostru lucrează bine, X plus 2 pe lângă X plus 3 înseamnă rostul a două numere consecutive. Că X plus 2 dă o valoare, iar X plus 3 dă următorul, succesor. Adică noi am putea să ne gândim la ce? Că a 3 ori 4? 1. Deci 3 ori 4 aici. Deci aici mi-ar place să scriu 3 ori 4. Nu iau toate variantele acelea, că obosesc acolo. Adică de aici repartiție este așa. X plus 2 egal cu 3. Și. Și imediat X plus 3 egal cu 4. Adică se vede că x egal cu 1 oferă și prima variantă și a doua. Deci răspunde x egal cu 1 și același x egal cu 1 e și din varianta a doua. Deci x egal cu 1 soluție. Atunci x egal cu 1 soluție. Și la același x comun și la prima și la doua. Deci răspunde x egal cu 1 soluție. Sigur că dacă mă ochii închiși, spuneam 2 ori 6 la 12. 1 ori 12, 6 ori 2 și nu știu ce, de partea. Dar observația asta care am făcut aici este spectaculoasă. Pentru că aici e vorba de două numere consecutive. X plus 2 și X plus 3. Da? Și atunci vine 3 ori 4, 12 și am făcut ești. Mai avem vreunul? Da. X la 2 plus X egal cu 6. X la 2 plus X egal cu 6. Ia să vedem, cam când. Daria, dacă vreau să mă dă și tu. Să știi că sunt lucruri atât de frumoase, încât te poți îndrăgosti. Și o creștere. X pătrat plus X egal cu 6.
X la 3 egal cu 6. Da, e mulțime. E adunare. Deci nu este X la a doua cu X. Da? Ca să fac X la a treia. Dragilor, uitați, atenție. Ca profesor, am sesizat o hibă. Nu dau în el acum să-l veșteresc. Dar e greșeală, o remarcă. O scot în evidență și spun așa. Vezi, Davide, la mulțime adun copii în bază, așa cum ai exponenții, 2 plus 1. Dar la adunare X pătrat plus X, așa e viață. X sunt aceeași, nu? Păi același X. Să-l dăm un factor, cum ne facem ceva, mă gândesc. Deci aș avea, ca inițiativă, da, Corbean, s-a luat. Numai de la mine nu a venit, nu? Așa, păi, asta iau lucrurile că doar arăt seara asta. Că acum sunt tu lecții de matematică și rezolvăm. Bine? Fiindcă la imprimantă la mine se scoate pe soție, deci Elena Bursu, aron@gmail.com. Avem mii, face, poținem de mii. Da, Elena Bursu, gmail.com. Da, 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 Elena Bursu, aron. Lasă, că iau eu legătura și transmit telefonul și se rezolvă seama asta. Da, bine, bun, bine. Stai bun, la deci... O să-ți copiiți. Deci, la momentul ăsta, când e vezi așa, zici, ce mă fac? Ce mă fac? N-am avut idee de că să-ți copiii un mix de factor cu unul. Și ar veni X pe lângă, vorbește dacă era X plus 1, egal cu 6. Și iar observ că X pe lângă X plus 1 sunt două numere consecutive. Și pot să scriu... Și acum visez, dacă și pe 6 l-ar scrie ca un produs din două numere consecutive. 2 ori 3. 2 ori 3. Deci ăsta se scrie ca fiind 2 ori 3. Da? Deci X pe lângă X plus 1, telefonează. X egal cu 2. Exact. Și atunci X egal cu 2 și X plus 1 egal cu 3. 3. Deci de aici rezultă X egal cu 2 și simultan, X plus 1 egal cu 3. Adică și cea de doua variantă, observ, tot X egal cu 2. Ce ferici sunt că este același X. Ai înțeles, Davide? Da. Deci când vezi adunare, scăderii nu... duce la treia. Ce faci? Scoate deci, un factor comun. Deci, scoate un factor comun din ce știm noi, din toate, să spunem, informația care o avem. M-am făcut atâteau, scoate un factor comun. La scăderi, la adunări, da? Vedem și comun acolo. Altul? Avem un exercițiu 23, de la pagina 96. 23 de la 96, care sună? Rezolvați ecuațiile, amic. Rezolvați ecuațiile. Amin. 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus 100. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 100. Plus un X. Plus un X. Egal cu 5.050. 5.050. Am putea să fac ultimul, dar eu m-am gândit. Calculez suma Gauss. Este sigur suma Gauss? Da. Fiindcă fiecare se obține din cel din față adunând. Da, adunând. Dar, 2 plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, nu este. Deoarece este cu putere. Nu, deoarece ăsta care urmează să o țin din cel din față, înmulțit cu 2. Înmulțit cu 2. Adică... 2 la a doua ori 2 fac 2 la a treia. 2 la a doua se obține din ăsta înmulțit cu 2. Deci nu mai este adunat. Deci nu se adună cel din spate o anumită cantitate, ci înmulțit adunat. Deci asta nu este sumă Gauss. Nu! Da. Nu! Sumă. Deci nu este o sumă Gauss. M-aș gândi să fac acea sumă Gauss și din
rezultat s-a scăzut și s-a luat pe perfect. Știi când faci 1 plus 2 plus 3 plus 100? E primul plus ultimul. E 100 ori 101. Deci 100 ori 101. Împărți la 2. Corect. Plus x egal cu 5.050. Ce înseamnă practic? Că 101 ori 100. Adică 50 ori 101, 5.050. Împărți la 2, 5.050. Așa, plus x egal cu 5.050. Adică aici rezultă că x egal cu 0. X egal cu 0, ne mai da, și mai am unu, acum, dacă ați făcut plus, dar acum ori, 1, B, 1 ori 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3 ori 4, ori 4, da, ori n, ori puncte, puncte, ori n, ori x, ori x, egal cu 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori n, 1 ori 2 ori 3 ori puncte, puncte, ori, da, e cu puncte, puncte, da, 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 ori n, ori n, pe lângă n plus 1. Pe lângă ien plus 1. Unde ien aparține lui ien se las? Ien aparține lui ien se las. Trebuie să aflăm x, nu? Da, e foarte simplu. E foarte simplu. Hai să vedem. Cum? Păi da. Aha, acolo este, deci în paranteza cealaltă este n plus 1. Da. Da. Păi este aceeași lucru, numai că putem să spunem că x este egal cu n plus 1. Deci da. Se vede că merge perfect. 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, da, 5, 4, 4, 4. Nu la noi, la noi e aceeași bucată. Da. Și putem împărți anii membri prin toată bucata aceea. 1, 2, 3, până la noi. Da. Deci anii membri. Și mă, nu. Pentru că x este egal cu 1 plus 1. Deoarece noi observăm acolo când ne scrie n ori x. Și se arată că sunt numere consecutive. Și după egal arată că n da, ori am n înțeles. Plus 1. Da. El urmărind așa cum cur termene, aici până la n s-a oprit, x, e bine, e clar că el observă că ăsta și cu ăsta ar fi identici, da? X egal cu n plus 1. Dar tot atât de bine, noi putem învăța în ambii membri prin toată bucata asta. Corect. Da. Dacă o vedem și în așa bucata, deci împărțim prin 1, ori 2, ori puncte, puncte, ori e. E toată bucata și mă ne x egal cu 1 plus 1. Da. Da. Și atât. X egal cu 1 plus 1. Știi ce există așa? Eu observ că nu știu ce, nu știu cum, după ăsta, din ăsta. Dar dacă e făcut așa, e clipete. A rămas x egal cu 1 plus 1 ca să nu mai complicăm explicațiile, că urma să vorbești acolo. Observ eu cum 3, 4, 3, 4 și puncte, puncte, și atunci x egal cu 1 plus 1. Trebuia să comentez acolo, dar așa, ok, de atunci pățim pe nas așa și x egal cu 1 plus 1. Da? Da, hai, da, e de tema, da? Deci tema, rădarea. Ce au făcut rădarea? Scrieți prin enumerare și apoi sub formă de diagramă mulțimile formate din literele folosite în alcătuirea cuvintelor matematică, geografia și umărică. Deci, matematică. Apoi. Geografia. Apoi geografia. Apoi. Umărică. Mămăligă. Deci, mai citești o dată. Scrieți prin enumerare și apoi sub formă de diagramă mulțimile formate din literele folosite în alcătuirea cuvintelor, matematică, geografia. Cuvintele sau literele. Deci, aici, prin enumerare, punem așa, una acolată. Adică, da. Punem. Zi, cine e Italia? M, A, T, E, mă nu mai punem? I. Nu, nu așa. Că pe mă nu mai punem, pe A nu mai punem, pe T nu mai punem, pe I, pe C și pe A. Păi, matematica sau matematică? Matematică. A. A. Îl punem? Că și da. Care e diferit de da, da, da. Așa.
punem și pe roșu. Da, și punem acolo. Deci prin enumerare le-am văzut așa. Și prin diagram, adică într-o, uite așa. Uite prin diagram. Într-un cerc așa, punem toate literele acelea. A, unde vrem noi? Unde vrem noi? Foarte fain. Da. Deci punem un colț peste tot. E, I, C, și la fel. Da? Atem. Așa, geografia. Face și geografia apoi, fain. G, E, O, R, A, F, U. Da? Deci aici... G, G, E, E, O, O, R, A, 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 F, I. Și facem diagrama noastră. Și facem aici diagrama. Ce mai puteți să faci diagrama? Da. Să pui unde vrei tu. Și da, acolo... Și la mămăligă, la fel. La mămăligă, la fel. La română, că trebuie să construiești cu mine. E începutul, e bază. Mă. 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 Mă, nu mai pun. Mă. Nu mai pun. L. I. G. Da? Mă mai ridică. Și cu asta am încheiat. Dar mai departe. Alte cuvinte ai. Enumerați elementele mulțimilor. Mulțimea zilelor săptămâni. A, paranteză. Mulțimea zilelor săptămâni. Deci, mulțimea zilelor săptămâni. Păi, profesor, a scris mai ing. Mă? Lingă. Gă. Mă, păi... Da, știu. Da, s-am pus verbele și nu. Ați pus de două ori, eu. Păi ăla l-am pus de două ori, da. Corect. Așa, uite, asta trebuie să remarci. Bine că e observat asta. Și acum să scrim prin enumerare zilele săptămânii. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Zile lucrătoare sau? Nu, că zile săptămâni. Toate zile săptămâni. Dar așa trebuie să-i pui. Nu așa că l-ai pus la spate. Nu neapărat așa. Că zicem sub formă de mulțime, de enumerare. Adică e numere, efectiv. Și pus în acolat, așa. Așa, exact cum a făcut un profesor, așa. Deci nu le puneți luni mase pentru până sub alt, așa. Dar e de mulțime. Sigur. Suntem la mulțime, de aia trebuie așa. Mulțimea lunilor anului, care conțin litera R. 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 Ce mise. Ia, începem cu ianuarie. Ia, conține R. Ianuarie. Da. Da, o punem. Apoi. Și februarie. Hai. Hai, dar e zi. Da. Da. Februarie. Februarie. Păi spuneți-l voi, că nu știu. Exact. Are, martie. Martie. Martie, aprilie. Aprilie. Mai. Mai, mai n-are, iunie n-are, iulie august. Iulie, nu? August. August n-are. N-are. Iulie, iulie, septembrie. 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 Noiembrie. Octombrie întâi. A, octombrie. Noiembrie, noiembrie, decembrie. Și decembrie. Da, iată că am rezultat. Mulțimea pisicilor din clasa 5-a. Pisicilor din clasa 5-a, da, 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 da. Cine? Clasa 5-a. 5 pisici. Mulțimea pisicilor? Din clasa 5-a. Aveți vreo clasă care sunt pisici?
Deci cine am care? Vidă, nu? Vă mă dar nu. Deci mulțimea fizicilor egal deci, mulțimea vidă. Așa deci, scrie și la română. Da? Deci mulțimea fizicilor de clasa 5-a. Clasa 5 egal mulțimea vidă. Fă-ți mai cum treacolate. Mulțimea vidă se pot în sine. Da. E mulțime. Da? Mulțimea vidă. Mulțimea cailor de căldură. Mulțimea vidă. Mulțimea... Nu? Fizicilor? Ceva sa 5. 5. 5. 5 ai zis tu, pentru că era din clasa 5. Da. Și aveți o clasă cu 5 pisici. Și aveți din clasa 5. Mulțimea numerelor naturale mai mici decât 10. Poate numerelor naturale mai mici decât 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulțimea numerelor naturale și 0. Așa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 6, nu? A, voi să zic. Nu trebuie să-i pun numărul 8. Doamnă, și 8. Și 8, da. Așa. O 3. Aici e cât 10 am spus, nu? Da. O 3. Cât avem 10. Așa. Aici sunt 3? Da. Ce spuneam? O, tot așa. A, paranteză. Enumerați elementele mulțimilor. Mulțimea cifrelor, mulțimea cifrelor. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 9. Hai, e mulțimea cifrelor. Mulțimea cifrelor în baza 10, asta e. De la cele 10 simboluri. Mulțimea cifrelor pare, mulțimea, asta e pot. Pare. 0, 2, 4, 6, 8. Da. Apoi mulțimea cifrelor în pare, 1, 3, 5, da, și apoi mulțimea cifrelor din numărul 5.000. Câte cifre sunt cifre? Acolo da. Știi că nu okay, repetă. Ok, 4. Se dau mulțimile. A egal cu 0, 1, 2, 3. Deci A mare egal cu mulțimea formată 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Așa. Mulțimea B din 2, 4, 6 și 8. B egal cu mulțimea din 2, 6, 2, 4, 2, 4, 6 și 8, dar și trebuie să vă sună așa, nu? 3, 5, 7 și 9. Și ce egal cu 3, 5, 7 și 9? Pentru care dintre elementele 0, 1, 3, 6 și 9 vezi cărei mulțime împărțim și cărei nu? Deci, să cercetăm ce elemente? Deci. 0. 0, ai zis, mă ocup de 0. 6. Deci, pentru care dintre elementele 0, 1, 3, da. 6 și 9, da. Scrieți cărei mulțime aparțin și căreia nu. Înțelegem. 0. Cui aparține A? Deci observăm 0. Și uitați cum scrie 0 aparține. Asta e simbolul, da? Da, știu. Le-ați predat, le-ați da, spus. Da, tocmai 0 aparține lui A. 0 nu aparține. Ca așa spus. Să prezăm cărei mulțimii aparține da, și cărei nu îi aparține. Nu aparține. 0 nu aparține lui B. Și lui C. Și 0 nu aparține lui C. Cu 0 am terminat. Ne ocupăm de 6. Care ar fi fost parcă? 1. 1. 1, da. Tot la fel. 1 îl găsim în A. 1. Nu găsim în B. Nu îl găsim în B. Și 1 îl găsim în C. Și 1 nu îl găsim în C. 6. 6. Îl găsim doar în 6. Îl găsim în A. A. 6 îl găsim în A. 6 îl găsim în... Nu îl găsim în B, da? Da, în B. Ați greșit. În A nu îl găsim. Îl găsim în B. Așa. 6 în ce îl găsim? Nu se mai găsește în ce. Nu. Nu se găsește în ce. Dar 3 nu ar fi. Da, da. Nu luăm și acum. Da, da. Da, da. E important să găsim pe toate. Aparține lui A și lui C. 3 aparține lui A. 3 aparține lui C. Și 3
Nu aparține lui. Și nouă? Nouă. Aparține dar lui ce? Nouă aparține lui. Ce? Ce? Nouă nu aparține lui A. Nu aparține lui A. Și nouă nu aparține lui B. Nu aparține lui B. E nouă nu găsim. Doar. Doar ce l-a găsit. Și cu asta ne-am pronunțat despre aceste elemente în care din mulțim se găsesc și în care nu se găsesc. Deci am făcut referire clar. Mai e gata? Mai am două exerciții. Deci relația de apartenență se stabilește între element și mulțime. Da? Am vorbit asta. Așa. Justificați dacă mulțimii de următoare sunt scrise corect sau nu. Justificați. Dacă. Mulțimea A are 0, 1, 2, 3, 2 și 8. Deci A conține elementele? A conține 0, 1, 2, 3, 2 și 1. 1, 0, 1, 2, 3. 2 și 1. 2 și 1. E corect scris aici? Nu. Fals. De? Din ce motiv? Pentru că se repede două ori 2 și 1. Da. Este fals. Pentru că 1 și respectiv 2 se repetă. Într-o mulțime elementele nu se repetă. Deci o singură dată îți spui. În mulțimea B avem A, A și A. B, egal cu mulțimea formată din A, A, A și A. A, A. Greșit, clar. Și A de trei ori? Da, doamne. Deci A, 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 fals. Cum ar fi fost corect? B egal cu doar cu un singur element, da? Da. A, mulțimea C da. Este formată din numerele 2, 4, 6, 8 și 10. 2, 4, 6, 8 și 10. Asta e corect. E bine, da? Da. Bun. Mulțimea D este formată din numerele 0 plus 1. D egal cu mulțimea formată 0 plus 1. 0 plus 1. 1 plus 2. 1 plus 2. 2 plus 3. 2 plus 3. 3. 3. Și 3 plus 4. Și 3 plus 4. E greșită. Este greșită pentru că avem 1 plus 2 care face 3 și l-avem și pe 3. Sigur că da. Avem pe ăsta și atunci îl vedem și aici. Fals. 1 plus 2 egal cu 3 și atunci se repete. Așa. 6. Scrieți mulțimea numerelor naturale pare mai mici decât 17. A. Deci, mulțimea numerelor mai mici. Notăm cu V sau cu ce vrei, cu mâna. Mulțimea numerelor naturale. Mulțimea numerelor. Descriem pe acei X din N. Uite cum facem. Dar hai să fim și foarte interesanțe de exprimare. Descriem pe toți acei X din N. Cum să fie pare. Pare. Da? Mai mici decât 7. Virgulă. Aici, x par, x egal par. Și mai mic decât 17. Par, da. Și x mai mic egal decât? Mai mic, e strict. Strict mai mic decât 17. Deci toate numele, m-am referit în mulțimea asta, voi prinde toate numele naturale mai mic strict decât 17. 0, 2. Asta înseamnă 0, 2. 4, 6, da. 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17, 16 și am 8. Mai ai gaia? Nu. Ați făcut? Avem noi la Davide niște exerciții foarte interesante. Abia aștept. Să vă ajut să știu. Da. Da, să vedem. Dar sunt ușoare pe Daria, doar că mai ai putin să-ți faci tema, nu? Eu la acest da. Acoperă nu înțelegem da, aparține, simbolul, cum da. Lucrăm aici. Tema ta a fost ușurică, doar că mai ai putin să o faci. Așa. Bun. Iertă atunci. E dat acolo. Nu am știu, știu, știu. Hai des mâini la urmă. Aveți voi acolo, dar am și eu da. O ieșiță care vreau să vă duc. Nu știu, nu cum mulțimea, o dată.
Am așa. Să se găsească toate numerele de trei cifre, ABC. Ia, scrieți. Deci să se găsească toate numerele de trei cifre, ABC. Așa. Așa încât ABC împărțit la 12 să dea câtul, nu, să dea restul, deci pe scară 12, să dea restul egal cu 7. ABC împărțit la 17 să dea restul egal cu 12. Și ABC împărțit la 20 să dea restul 15. Deci găsească toate numele din trei cifre ABC care au calitatea că împărțit la 12 dea restul 7, la 17 dea restul 12 și la 20 dea restul 15. Așa. Te rog să spui ABC. ABC barat. Da. Este egal cu 12 ori C plus 7. 12 ori C plus 7. Ce unul ai zis mai? Da. Plus 7. ABC barat este egal cu 17 ori C2 plus 12. Plus 12. ABC barat este egal cu 20 ori C3 plus 20 ori C3 plus 15. Și puteți vedea care este diferența dintre câturi. A, păi nici o diferență de câturi. Hai, 15 minus 12, care va da diferența dintre 15 și 12, 3. Diferența dintre 15 și 7 este egală cu 8. Te duci la despre tu. Cum vedem acolo? Că dacă ABC e același. ABC este același, sigur. Păi el face pe ABC 100A plus 10B. Da, dar nu e, ca la așa, un fel după aceea ce faci. Scrierea este 100A plus 10B plus C și...